Zeci de medalii pentru sportivii botoșaneni la turneul național de taekwondo, ce a avut loc la finele săptămânii trecute la sala polivalentă Elisabeta Lipă. Așa cum au promis, sportivii botoșaneni au dat totul, iar munca lor a fost reflectată în rezultatele excelente obținute de aceștia. Sportivii de la CSR al Taekwondo Team Botoșani au obținut la această competiție 9 medalii de aur, 7 de argint, 11 de bronz, titlul de cel mai bun sportiv la campionatul național de copii, juniori, mici și cadeți, la taekwondo 20 de medalii de aur, 23 de argint și 25 de medalii de bronz, dar și titlul de cel mai bun sportiv la competiția națională Botoșani Open. În urma acestor rezultate, CSR-ul Taekwondo Team Botoșani a obținut 5 trofee de locul 1 la clasamentele generale la cele două competiții. Cea de-a 19-a ediție a turneului național de taekwondo și cea de-a 5-a ediție a competiției naționale Botoșani Open s-a desfășurat în perioada 23-24 aprilie la sala polivalentă Elisabeta Lipă din Botoșani. Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Real Taekwondo Team Botoșani sub egida Federației Române de Taekwondo, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Botoșani. La competiții au participat peste 600 de sportivi de la peste 30 de cluburi din țară.